Vicecampioana României la volei masculin, echipa ACS Volei Municipal Zalău, a încheiat prima parte a campionatului cu o victorie în 3 seturi pe teren propriu în fața moldovenilor de la VCM LPS Piatra Neamț și așteaptă încrezător duelurile din prima etapă a play-off-ului. Divizia A1 la volei masculin a programat la finalul săptămânii trecute jocurile din cadrul ultimei etape a sezonului regulat. Aflată pe locul 2 înaintea ultimei etape, echipa pregătită de Stoian Stoiev și Bogdan Nicolae a obținut o victorie destul de clară în fața moldovenilor de la VCM LPS Piatra Neamț, chiar dacă gruparea vizitatoare a reușit să obțină scoruri destul de strânse în primele două seturi. Vicecampionii au reușit să câștige primul set la limită, scor 25-23, iar în cel de-al doilea parțial, scorul a fost la fel de strâns și gazdele s-au impus la o diferență de numai 3 puncte, scor 25-22. În actul al treilea, zălăuanii nu au mai făcut concesii moldovenilor și au încheiat repede socotelile cu echipa din Piatra Neamț, obținând victoria după ce au câștigat parțialul la o diferență clară de puncte, 25-12. În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate: AS Volei Club Caransebeș, CSE Știința Explorări Baia Mare 3-0, SCMU Craiova, CSM București 3-0, LMV Tricolorul Ploiești, CS Dinamo București 3-1, CS Unirea Dej, CS Arcada Galați 3-0, CSU Cluj, CVM Tomis Constanța 3-0. La finalul sezonului regulat au rămas în lupta pentru titlu 4 formații: SCMU Craiova, ACS Volei Municipal Zalău, CS Arcada Galați și CS Știința Explorări Baia Mare. Pentru locurile 5-8 se luptă ASE Volei Club Caransebeș, LMV Tricolorul Ploiești, CS Unirea Dej și CSM București, iar în play-out au rămas 3 echipe: CS Universitatea Cluj, VCM LPS Piatra Neamț și CS Dinamo București. În prima fază din play-off, ACS Volei Municipal Zalău întâlnește echipa CS Arcada Galați. Primele două partide din cadrul acestei faze a campionatului sunt programate la finalul acestei săptămâni, sâmbătă și duminică, la Zalău. Următoarele două meciuri ale vicecampionilor din prima fază a play-off-ului sunt programate în zilele de 2 și 3 aprilie la Galați, iar dacă va fi nevoie, duelul decisiv va avea loc în data de 6 aprilie la Zalău.